ce ai hotărât anume astăzi de ziua ta de naștere să vii și de ce ai ales acest caz și nu celelalte două? De obicei, este a treilea an la rând când de ziua mea vreau să aduc un zâmbet și celorlalți copii, pentru că așa cum mama mi-a dat acest zâmbet zi de zi și vreau și eu să ajut copiii care au nevoie de acest sprijin și am zis că când, dacă nu de ziua mea, atunci când eu sunt fericit că m-am apărut pe lume. Și am colaborat cu niște prieteni care am întrebat dacă doresc să participe la această acțiune și ei au fost receptivi și mai sunt câțiva prieteni care n-au putut să vină, însă mi-au transmis, părinții mei la fel au transmis salutări acestei familii. De ce această fetiță, nu știu, zâmbetul ei m-a frapat, pentru că sunt copii care nu înțeleg să îi zâmbesc, asta e cel mai important. Important ca oamenii, în ciuda tuturor greutăților, să zâmbească, să meargă capul sus. Asta face și această fetiță și eu sper și sunt sigur de fapt că oamenii vor fi foarte receptivi, pentru că eu sunt doar un mic exemplu și vreau să fiu un mic exemplu pentru ca oamenii să fie mai receptivi, pentru că în ziua de astăzi sunt foarte mulți copii care au nevoie de acest ajutor. Sunt copii care nici la dorești, sunt la dorești și știi, dar sunt care încă nu au ajuns la această campanie și nu au toată susținerea, însă e nevoie de ceilalți oameni să fim uniți, să ajutăm. Nu pot să zic suma, este o sumă care din toată inima. Să fii sănătoasă, eu sunt sigur că tot o să fii bine și toți oamenii o să te ajute și ca să auzi și părinții o să bucur de tine, pentru că este o față frumoasă. Mulțumesc părinților, sănătate și...